Roata asta că se învârte tare, lumea care te aplaudă în picioare. Acum roții că se oprește la mașină, noi că stăm până și banii de benzin. Dar inima-și cere să încerc să visezi, roata se învârte, poți să te distrezi. Visele tale se împlinesc așa, e șansa ta, dă vina pe ea. Români, și bine ați revenit la o nouă ediție a celui mai frumos concurs și show TV, Roata! Bine ați venit, fetelor! Iată, am pregătit câte o floare pentru fiecare fată din platou. Una pentru Ana și, bineînțeles, una pentru Iulia. Însă, vă mulțumesc, însă, după cum le-am văzut acum în platou cum arată, prefer să dau ambele flori unei singure persoane. Iulie. Buenos dias, bursucule. Y bienvenido a Día de los Muertos. Ți-a făcut? La ziua muierii sau unde am venit? Nu, Día de los Muertos. Dă-mi florile, că și așa voiam să le pun la Paciu aici, că astăzi îl celebrăm pe el. Pe cine, mă? Pe Paciu. Uite. Mexicano, Día de los Muertos. Nu, e clar, mă depășește emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Tot ce am înțeles, dacă am înțeles, este faptul că am ajuns în Mexic. Corect? Da, bursucule! Este Mexico! Ai, ai, ai! Auzi? Dar cine e Pancio ăsta de zici de el? Pacio, măi, bursucule, Pacio. 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 Mare, om, mare caracter. Dacă nu știi, nu mai întreba. Este stră, 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 stră. Vrei să strănuți? Ai noroc. Nu, 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 nu. Stră, 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 bunic, stră, nu, stră gagic de-al bunicii. Mamă. Da, vorbesc serios și astăzi îl celebrăm. Deci îi faci pomană lui Paciu ăsta, asta e de fapt. Nu e chiar pomană, măi, bursucule, Día de los Muertos e cu veselie așa în Mexic. E mai mult cu tequila, nu cu colivă. Ah, exact, că emisiunea asta. Că emisiunea asta e mai mult cu joc, nu cu vorbă, știi? Și tu mereu mă întrerup, mai ales când eu am de anunțat că am de dat o mașină nouă, 10.000 de ron cash și, bineînțeles, o vitrină plină cu produse electronice și electrocasnice. Așa că, doamnelor și domnilor, în dreapta mea se află trupa mariachi, Hot Play și Iulia Dumitrache. Viva el Mexico! Și acum, în rit de mariachi, Hot Play, să cunoaștem concurenții. Bună seara, Ana. Bună. Vin direct din București. Sector 6. Asta e pe militar, pe acolo, pe unde e, da, sector 6, nu? Până corect. Zona aia pe acolo, până... Bravo. Păi dacă-s bucureștean de asta, știu, și vorba aia am bătut Bucureștiul în loc și în lat. Cu ce te ocupi? Sunt arbitră. Și ții cu steaua, că ai venit roșu. Nu! Ai din gură, cu FCSB. Nu! Cu cine? Rapidistă! Oh. N-ai nimerit-o? Băi, era piesa aia de o cântă Galeria Stelei. Cum era aia la... Nu! Bă, știu, dar nu vreau să o cânt. Bravo! Asta, bun. Draga mea, arbitră? Da, de arbitră? Karting și... A, de karting! Păi, dacă nu mă las să arbitră vorbesc... de fotbal, scuză-mă. Dacă nu mă lași... Deci, arbitră de karting? Karting, Kempo și Ușu. Da, mă, păi se leagă. Deci, karting, Kempo și Ușu. Adică, dacă ăla la karturi nu face ce trebuie, tragi un Kempo peste ochi de Ușu de acolo, nu mai vine în viața lui. Corect. O, ce tare, bursucule, dar și eu am practicat Ușu de ăsta când eram mică. Unde-i practicat tu, măi, Ușu de ăsta? La mamaie, la Giurgiu, intrau găinile pe acolo și le făceam Ușu, 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 Ușu. Ana... Căsătorită? Nu.
Au, da, tu ai practicat da. Kempus, știi? Da. De asta știi să, da. Să ne comportăm frumos, de asta. Ce ți-ai dorit să câștigi în această seară de la noi? Setul de coafor. Da. Așa, și cuptorul electric. Multă baftă îți doresc, Ana. Mulțumesc. Domnul Mihai, să trăiți. Ce faceți, domnul Mihăiță? Foarte bine. Veniți direct din... Mongoșoaia, Ilfov. Acolo, cu terenul de fotbal, cu asta, cu echipa națională, mai trec băieții, se mai antrenează puțin. Căsătorit, nu pari? Nu. Bursucule, ce gringo de Mogoșoaia. Uite, Filmul? Sacou cu tricou, zici că e prezentator. Iau job. Vrei? Nu știu. Bagă-te. Dacă mă descurc. Bagă-te. Da? Păi ce rost are? Asta e cel mai tare casting. Adică intri în direct, pac, te vede o țară întreagă, ai făcut 4-5 vorbe, ai dat două ori de roată și iau, te-am găsit în locuitor și așa voiam să plec un pic în vacanță. În domeniu. Ești în domeniu? De 5 ani. Ce practici? Actor amator. Cum? Actor amator. La asta nu-ți trebuie școală. Bursucule, păi e actor student, sau amator? Că n-am înțeles. Da, mă, că asta încerc să descifrez. Deci e un actor căruia nu-i trebuie școală momentan. Stai așa. Deci, tu faci actorie. Da. Dar particip nu... în videoclipuri, seriale, filme. A, tu ești de la de pupă fără școală. Ne trebuie unul frumușel să o pupe pe domnișoara în videoclip. Ai văzut videoclip? L-aducem pe Mihai. A? Mihai, Mihai, ce te mai pup? Tu că de-aia n-ai o relație stabilă. Vino aici. Uită-te în vitrină și spune-mi ce ți-ai dorit să câștigi. Cred că un laptop. Ai vrea să pupi un laptop, da? Am multe proiecte și n-am făcut niciunul și... Măcar să am cu ce le fac. Mă iertați, dar optimism. Am multe proiecte. Păi, n-am făcut, dar eu n-am așa da, multe proiecte ca dacă el. Dacă o să iau laptopul ăla, m-am puc și da? De studiu. Da. Ok, și? Și? Nu știu, un televizor. Da, să ai la ce să te uiți când nu te apuci de când, proiecte. Da, când stau. Bravo, Mihai, baftă. Sim. Doamne și domnule, în această seară la roata norocului vă spun doar atât. Azi, premiile din vitrină zboară cu Stana și Armin Nicoară! Amora la mexicana, la roată e astăzi show. Pedepse și premii multe, te-am pregăzit noi în dor. Împărțim acum cu Stana, ea știe ce e pe panou. Iar Armin ia premii multe, să le oferim. Suficient că ești căsătorit, lasă, nu mai... Ai pupat-o, dai albit-o, stai aici. Una, două, cum ai văzut-o pana... Mai sunt și eu aici, telespectatorii, Armin. Și nevastă-ta în fața televizorului. Da, hey, exact, hey, exact. Hey, Armin. De acasă, soția mea mă bucă. Auzi, da, ai venit cu amanta? Cu lista? Ai vrea? Te simt. Ești căsătorită? Da. Am și o fetiță. Îți vezi bătaie ce ți-ai acasă. Auzi și cât te bate nevastă-ta, dar bărbatul sigur. Și știi cum e bărbatul? Mm. Wow. Mai un cap peste tine. Și bine. Face păflotări pe de-astea. Să înțeleg că e vorba de o colaborare. Da. Care pe care a căutat? Colaborarea number one. Pentru că în România am fost number one și suntem number one pe locul unui trending. Armin? Și Stana. Armin Nicoară și Stana. Aplauze, vă rog. Și bineînțeles, acum tu ai făcut în platou cu Mexic, cu toate cele, dar noi colaborarea am început în Punta Cana. Du-te, mă. Da. Ai, las. Erați în vacanță și ați zis... Da, aproape de noi. Păi da. E la o urcătură de băți. Ce-i? Dacă de aici pun o hartă, arunc un băț. Două ore de zbor. Auzi? Da, cum? Erați în vacanță și ai zis Armin. Facem o piesă. E cald, e soare, e frumos. Hai deci, să punem o piesă. Îmi spunea, dacă o vrei pe Stana, hai în Punta Cana. Ai înțeles? Și eu dacă am vrut-o pe Stana, te-ai dus în Punta Cana. Și am zis, Bursucu și cu Ana se duc în Punta Cana. Te duc pe naiba. Rămân aici la emisiune că avem treabă. Așa că și Armin și Stana au venit și au treabă. În această seară joacă pentru o familie. Familia Ciucișan, haideți să le urmărim povestea împreună și după vedem dacă ajungem în Punta Cana sau mai rămânem puțin aici la București.
Mă numesc Ciuciușan Cianina, am 32 de ani, am 3 copii minori, Alberto are 15 ani, Antonio are 12 ani și Patricia are 7 ani. Nu muncesc în casnică, stau în casa socrilor, nu mai sunt cu tatăl copiilor. El a ales să ne vedem fiecare, să mergem pe drumuri diferite. Nu s-a gândit că o să suferim. Gianina era însărcinată în 5 luni când soțul ei a decis să plece. La început i-a fost foarte greu, dar cu ajutorul socrilor și cu gândul la cei 3 copii, a reușit să treacă peste momentul despărțirii. În prezent, Gianina muncește ocazional pentru a-și putea trimite copiii la școală. Am încercat să merg la muncă pentru ca să pot aduce o pâine copiilor pe masă. Am avut noroc cu părinții fostului soț. M-au ajutat foarte mult, mă ajută în continuare. Mă țin în casa lor. Mă ajută copiii și în creștere, și în educație, și financiar. Cea mai mare dorința mea este ca tatăl copilor să vină lângă copii. Să fie lângă noi, să ne sprijine, să ne ajute. Deși au trecut 7 ani, Gianina speră că tatăl copiilor se va întoarce. Alberto este adolescent și are nevoie de îndrumarea tatălui, iar Antonio și Patricia simt lipsa unei prezențe masculine în viața lor. Copiii mi-au spus, mami, te iubim, tu pentru noi însemni și mamă și tatăl și o să te iubim toată viața. Atunci m-am simțit cea mai fericită. Tot ce îmi doresc este să cresc copii, să vă mari, la casele lor, să fie sănătoși. Familia Ciucișan face parte din programele de prevenire a abandonului școlar ale Asociației FEDE pe Protagoniști în Educație. Nu uitați că dacă doriți să sprijiniți educația și să-i aduceți pe copii cu un pas mai aproape de visurile lor, puteți trimite chiar în acest moment un SMS la 8844 cu textul AJUT. Astfel donați 2 euro în fiecare lună și ajutați copiii din medii defavorizate să-și continue studiile și să aibă acces la un viitor mai bun. Bună seara, doamna Gianina! Bună seara! Alături de doamna Gianina, Antonio și Patricia. Bună seara! Doamna Gianina, în această seară am adus 2 tineri frumoși să lupte seara pentru dumneavoastră. Vorbim despre Stana și Armin, dacă vreți să schimbați bună câteva. Bună seara! Vă urăm succes, vă ținem pumnii, vă mulțumim! Doamne ajută, în seara asta o să dăm totul și o să încercăm să luăm tot de pe... Asta mi-era frică, doamna Gianina, au greșit puțin Armin în această seară. Vor lua totul, nu vor da totul, deci trebuie să ia totul, dar le spun eu despre ce e vorba imediat. Doamna Gianina, 2 lucruri de care aveți mare nevoie în viața dumneavoastră. Un frigider și o mașină de spălat. Frigider și mașină de spălat, copii. Vă doresc multă baftă. Vă mulțumim, vă dorim. Mihai, puțin mai stânga ta, te rog. Perfect. Ana, puțin mai lângă mine. Perfect. Mihai, Stana, Armin, Ana, vă doresc multă baftă să înceapă roata norocului. Runda întâi! Stana, Armin, unul dintre voi va trebui să înceapă cu mine runda întâi. Care este acela? Armin, perfect. Da. Mihai, Armin și Ana, vă voi da un puzzle de departajare pentru runda întâi. El arată așa. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este vecin. Vecin. Mihai, Armin și Ana vor apărea litere aleatorii, una câte una. În momentul în care vă dați seama de răspuns, va trebui să apăsați butonul din partea dreapta voastră, respectiv din fața ta, Armin, da? 1500 de puncte puse în joc. Nu vorbiți până nu-l voi nominaliza pe cel care a apăsat primul asta pentru a nu-i ajuta pe ceilalți. Ok? De răspuns.
Te încurcă, te încurcă... un pic, un pic. Poți să ne cânti ceva live? Ce vrei tu? Doriți. De relaxare așa. De relaxare. Dar... Da. Să treacă emoțiile. Faci un pic. Doamnă Jolor, direct din Mexic, ah. Armin Nicoară! O să lăsăm aici deocamdată. Așa, lasă instrumentul acolo. Că după aia așa poate... frumos, ne-am încălzit, așa, ați văzut asta, ascultă ah. oamenii mei. Vreți să, nu, ah. să nu-mi strici decorul, că e păcat ah. de el. Încă o dată, litere aleatoriu, să-ți pregătiți 1500 de puncte puse în joc Mihai, Armin și Ana. Start! Vecin, 1500 de puncte puse în joc. Vecin, stop! Mihai. Guatemala. Bă. Guatemala. Guatemala, de câte mult. Eu m-am gândit, dar n-am apucat să apăs. Este! Dragul meu, Mihai, 1500 de puncte și tu vei începe runda întâi. Fii atent, am pentru tine un puzzle frumos, luminos, plin de consoane, de vocale. Ia uite-l! Ai de capul meu. Să-ți fie de bine. Doamne ajută, să-ți poarte noroc. Dacă ne chinuiam puțin, îl făceam pe tot. Nu era... Nu lipsa. Fii atent că avem și un domeniu venit direct din Mexic. Domeniul este migranți. Mă, dar de ce te-ai machiat în halul ăsta? De ce te-ai... Adică... Te-ai făcut... Iartă-mă! Iartă-mă, dar te-ai făcut moartea. Adică eu nu vreau să... Ai exact vorba, așa e... Dacă e Dias de los Muertos, cum voiai să mă îmbrac? Auzi, dar vrei să zic ceva? Auzi, știi vorba aia să vină moartea să te ia? Păi dacă așa arată moartea Barnoschi, eu aș vrea să mor și mâine. Dar ce zic mâine? Acum, aici! Barnoschi, ăsta... Ana, iartă-mă. Ana Maria Barnoschi, ești mortală. Mulțumesc! Arr! Apropo, și felicitări pentru premiu. Ce premiu vor supere? Păi, premiu întâi, sau cât ai luat tu pentru coronița aia, nu? Ai luat premiu, nu? Mai borsucule, dacă nu știi, nu te mai băga. Așa e la Dias de los Muertos. Aaa, când te duci acolo la cimitirul lor, mergi cu coroana pe cap? Mai borsucule, eu nu mă bag peste emisiunea ta. Ai văzut că nu te deranjez? De multe ori nici nu mă bag, nici nu fac parte. Nu te așa băga e. Peste ai dreptate. Treaba mea aici. Întrebarea mea este de ce ții tu leafa? Asta mă întreb eu de ani. Ai vezi de roata-ți de los Dios și lasă-mă pe mine cu Dias de los Muertos. Mihai, tare de roată pentru prima oară în această seară și... Stai o tură, Mihai! Ole! Ai început bine și ajungem la doamna arbitră, care arbitrează când karting, când kempo, când ușu! Așa că ușu cu roata asta! Tare, Ana! Hey! Iulia! Iartă-mă, știu că tu înveți toate piesele din toate zonele. Aici, în Mexic, e doar pe un cuvânt? Rosalinda. Da, Rosalinda. A fost dedicație pentru Ana. Rosalinda. Suple, melodia aia. Ah, asta e Rosalinda. Da. Asta e tot? Rosalinda. Da. Rosalinda, ai amor, ai amor. Iulia, dacă... bagă ceva de la Marian Mexicano. Fata mea, floare. Am una, dacă e nevoie.
300 de puncte și prima consoană a serii, Ana, este... C de la carte. C de la carte, ia să vedem. De la Ciudad de Mexico. Bravo, hai, dă-i de rată, să ne jucăm! Direct de la Marian Mexicanu, cu dedicație, foarte bine, Hotplay, Iulia Dumitrache, mulțumim frumos, sos, care a dat 100 de euro, și o bereche de bocanci, canci. Ana, Joker, o consoană corectă și avem șansă dublă în această rundă. Râd de la roată, dar roata mea de la mașină, nu de aici. De ce are roata noastră și trebuie aia ta de la mașină? Pe ca să fiu în domeniul meu. A, de la karting. Da. Băi, eu trebuie să fac niște lipituri în emisiunea asta, să înțeleg ce vreți voi să spuneți. Deci R de la roata ei de karting, nu de la roata noastră de aici. Ai prins-o? Cu fața aia, normal că ai prins orice. Bravo! Joker! Cuando se Maria Dolore... Vengo de raza de palmera, de campo de labrego, de cana y de montena. Extraordinario. Ce noroc. Un tip aia cu cuando se Maria Dolore, cuando se Maria Cărneci, cuando se Maria Ciobanu, cuando se Maria Dragomiroiu, cuando 200 de puncte consoană. Tu de la Taur. Este. Hai. De la Tulum, bursucule! De la? Tulum! Eres piel morena, campo de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Opa. Mamă, deci mă simt ca în telenovele. O să Armando ăștia toți vine să ne pupăm, să ne tăvălim pe jos, talia, tot nebunie. Bursucule, îmi dai și mie niște pesos? Bineînțeles, cum să am pentru tine, Moana, ți-am zis mai devreme că ești mortală. Hai mă, ce n-ai bă, mă, de să zic, mă, gata, înțeleg. Te-a luat dragul de mine, dar banii când mi-i dai? Băi, ți-am cerut adineori, am crezut că vrei să mi-i dai. Ce bani? Am venit și... Hai să-ți dau niște bezos de-astea. Nu mai bursucule! Pesos! Ăia sunt banii din Mexic. Aaaa. Nu bezos. Lasă-te. O să primești tu și bani. De unde bani? Atâtea bani. Am zis că vrei niște pesos de-astea. Steau, să te pup, să te zăpăcesc, că să mor după tine. Mai bursucule, eu nu trăiesc cu pupicuri. Nu? Așa credeai? Tu nu știi că dragostea ține loc de orice? Eu știam că dragostea trece prin stomac. Păi da. Da, la stomacul tău câtă dragoste să că e stomacelul mic, uite-te la tine. La mine eu am nevoie de dragoste multă, nu? Măi, bursucule, dacă trăiești numai cu dragoste, o să ajungi personaj principal la Diaz de los Muertos. Trebuie să mai și mănânci. Ah, ok, bine. Te aștept cu pesos. S de la sandale. S de la sandale. De la sombrero. Hai. Dă-i. Băi, Ana, dar ți-e place să dai cu banana. Adică se referă la culoarea galbenă. Da. Dai acolo, la 200. P de la Petre. Cât e sănătoasă, nu? Ce-i bursul? Na, din cauza ta. Tu ce faci acolo? Dansez din memorie. Cum mă, din memorie? Am ascultat niște muzică mexicană acasă, mi-am pus să o am la mine, așa cum o spui mâncare la pachet. Mi-am luat în minte niște muzică și acum o dansez ca să nu mă întorc cu ea acasă. O, ne ferească Dumnezeu!
Doamne, cu toți nebunii lucrăm, doamne. Eu am senzația că trebuie să-mi iau măsuri în ceea ce te privește. O să punem un gărduleț de sezonul viitor, că dacă ai început să dansezi, să vorbești singură, e nasoală treaba. Până nu există, dar avem joker. Adică îl folosești acum și mă joc tot cu tine, ai în momentul ăsta 1600 de puncte sau îl păstrezi pentru mai târziu? Talia, oprește-te un pic, mămică, las-o. Ce, nu mai poți, așa? Ești la caliente, rău, platoul ăsta. E caliente, și nu mă distrez, mie. Îmi place. Wow, ce frumos e. Îl la Dias da? De los Muertos. Bon. Armin, Stana, am venit la voi, dăm de o dată tare și... În sfârșit! În sfârșit! Hai să fie... Hai să... domnul Armin, Stana, da. Unul dintre voi va trebui să mimeze un cuvânt, două, trei, ce îi va fi spus de către Ana, iar celălalt va trebui să ghicească. Haide, Stana, mimează-l. Sau hai că mimez eu. Du-te tu, hai du-te, tu. Du-te tu, Armin. Du-te tu, Armin. Aplauze pentru Armin. Fii bărbat. Așa. Te uiți după dragoste? Ori stiloți. Ce că porți chiloți? Normal că port. Nu, am fost, mereu cu mine. În Mexic. Sunt în cameră, în dressing, acolo. Ce o cere rece, ce o cere rece. Ok. Da, fără să vorbești. Fără să spui vreun cuvânt. Armin Nicoară. Dar poate să-mi dea ceva detalii? Nu. Trebuie doar să mimeze. Fii atent. O gagică, ceva. Nu, stați-mă un pic, că nu mă înțelege. Alex, mai încet un pic. Titi. Nu? Ok. O femeie. Nu vorbi. Dar care țiții, mă? Țiții Dumitriu? Îi faci masaj. Dar nu pot să vorbesc. Nu. E mimă. Dar asta se numește mimă. Nu. De. Măi. Da. E o femeie. O iubești. Ce ea? Soție, ce? Amantă. Ah! Okay. Bravo! Bravo! Ai văzut? Deci eu cumva am mimat. Nu, să mă înțelegeți, eu am mimat, adică plec de la soție și mă duc la amantă să o masez, să-i fac masaj. Și ea știe? Cu mine ce ai avut? Păi gen... Soția știe că te-ai plecat să-i faci masaj? A aflat acum în direct. Breaking news, doamnelor și domnilor. Claudia Puican, dacă nu ai aflat, Armin Nicoara seara a fost la amantă. Ai încurcat-o. S-a dus să-i facă masaj. Următorul cuvânt, Ana, te rog. A, mai? Că... Mai multe? Da, mă, trei. Mai multe. Hai ceva, Ana. Vai. Dacă nu știu cum să iau, de unde să încep. Păi, auzi. La cap, la coadă. Hai să te așezi pe tine. Da. Eu nu fac parte din mimă. Cățel. Varianta cealaltă? Capră. Băi, vorbiți frumos, băi! Măi, Stana, măi! Măi, Armin, ce aveți cu colega mea? Nu mă... Ăsta e un detaliu important. Capră, perfect. Da. Ea nu e capră. Ea nu e capră, tu ești capră. Nu, el e țap. Țap. Măgar. Păi ești un măgar, la cum e cu colega, iartă-mă. Măgar! Bun, deci hai, e foarte bine, gata. Îți spun pe mimat. Opa. Gata, gata, e bine. Îți spun pe mimat. Ești, ce să mai... putem scoate plăcuța aia cu mima... Vezi, eu n-am zis de la început măgar. N-am zis măgar. Nu, deci nu sunt un măgar. Mulțumesc, Ana, o să te iau și pe tine de asistentă. Bravo, foarte bine, te-ai descurcat. Hai, dăm de rată.
Cine dă dreapta? Eu. Unul dintre voi care vezi. Hai să te ajut. Hai, ajută-mă, te rog. Hai. Acesta n-a sta. Caracea, trai o caracea. Ea nu poate camina. Caracea. Porque lo falsa, porque no tiene. Marihuana va fumar. Nu cred. Bă, le-a spus. Ce să vă fac? E foarte bine. Vai, ce greu este. Ați dat faliment. Bine, na, ce ați avut și deci, ce ați pierdut? Vezi? Am plecat de lângă nevastă, mi-a luat-o pe Stana și se pare că m-a băgat la faliment. Asta. E un semn. Mihai, 1500 de puncte. Da. Dăm de rată sau cumpărăm o vocală? Dăm de rată. Hai! Vai! Bă, 400, Mihaiță, consoană. Care de roata aia? M, de la Mihaela. M, de la Mihaela. No, no lo puedo creer. Așa ceva? Ai. Deci acolo ai plimbat-o pe străbunica? Dar credeam că doar fetele din ziua de azi vor la Cancun și la Tulum și la petreceri pe plajă. Nu vă supărați, domnișoara Ana. Iertați-mă. Stai mă, bursucule, că sunt într-o discuție aici. Păi asta văd, asta mă îngrijorează. Tu vorbești cu un carton? Da, măi, bursucule, ți-am zis că vorbesc cu Pancio. Cu Pacio, că mi-a ieșit stricat numele. Auzi, Pancio, mi-ai zis mai devreme. Și uite, el e din carton, a fost un milionar de carton. Al epocii trecute, știi? A umblat cu Străbunica ta, știu. Exact, exact. Știu, da. Și eu acum vorbesc cu el lucruri din trecut. Deci încă o dată, tu ce faci? Vorbești cu el vorbesc acum? Vorbesc cu Pacio. Lucruri din trecut? Da, măi, bursucule, că dacă vorbeam din viitor, puneam la loto. Aha. Eu cred că tu ești singura care poate să aibă un semnal atât de bun de să vorbești cu ăștia de pe lumea elaltă. Da, măi, bursucule, ți-am zis că am intrat în personaj, e Diaz de los Muertos, sunt aici, deci dacă ai ceva să-i trimiți lui Iorga, lui Mihai Viteazu, Cristofor Colum, imediat îmi spui și te-am rezolvat. Dacă nu mai terminăm emisiunea, știți de ce, da? Ne-a chemat toți morți. Todos los muertos. Întoarce mâul ăla. Doamne, cu cine lucrăm? 2700 de puncte, Mihai. Cred că de asta avem noi probleme astăzi. Asta, da, nu e... Nu, eu cred că din cauza, cum o văd pe Ana, așa mai... Mai cum? Deci are chiloți. Asta e Mihai, problema ta astăzi. Consoană, vocală, zi, 2700. Dăm drot. Hai! Consoană. X de la xilofon. X și 0. Ia să vedem. X. Bun. 3000. Dăm drop. Hai. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Mariachi me acompaña cuando canto mi amor. Cât de aproape ai fost? Mihai Banderas, consoană, 800 de puncte. G, de la Gabriela. De la Guatemala. Bun! 4600. Dăm de rot. L, de la Laura. Wow. 6100 de puncte. Și noi? Zero. Cumpărăm sau dăm de rat? 6100. Dăm de rat. Doi, ca și au pierdut toți, Mihăiță. Da, o el agua que mata tu sed.
asta. Dă o tură, dă o. O mie. D, de la Daniela. Nouă mii, 100 de puncte, Mihai. Am timp să mă gândesc? Da, ce? 5 secunde. Dau dorat. Mihai, Mihai. Mihai. Păi dacă eu țip, Mihai, Mihai, stai puțin, uite-te la mine, relaxează-te, 9100 de puncte, ei, și tu nu, ei, și dă-i, și mai dă-i. Termină că suntem în direct, termină cu glumele astea. Ce-ai, mă, vorbești și singur acum, mă, Iana? Nu mai bursucule, dar tot trece Speedy Gabales pe aici. Cine, mă? Speedy Gabales. Cine, mă, Speedy Gabales? Gabi, mai bursucule, dar azi e Speedy Gabales. Ia uite, iar a trecut. Unde a trecut, mă? Păi nu-l vezi că trece în viteză. Nu văd, mă, nimic cine să treacă, mă. Gabi, ia mai treci, mă, odată, dar treci încet, te rog eu să te vadă și bursucul. Uite ce încet merge. Acum l-ai văzut? Speedy Gabales? Da. Da, măi, bursucule, a intrat și el în personaj. Ana. Da. Avem 1600 de puncte și Joker. Poți să dau soluția? Da, bineînțeles, Mihai. 9100 de puncte, Mihai. E ca și cum ai venit doar să ne arăți că poți și ai plecat cu mâna în buzunar. A picat peste o tură. Ana, migranți este domeniul o singură dată, tare, clar și corect. Zi! Multă lume sare gardul când în Mexic e gol cardul. Multă lume sare gardul când în Mexic e gol cardul. Ia să vedem, da sau nu? Este! Ana, 2100 de puncte și cu ele merge la vitrină, hai! Am dat câștigată de Ana 2100 de puncte. Hai să vedem ce ne alegem. Laptopul. 2000 de puncte. Cana electrică de la Laptop. Taurus. 2000 de puncte. Cana electrică de la Taurus. De la Taurus. 50 de puncte. Și storcătorul de fructe la fel de la Taurus. Tot Taurus, 50 de puncte, dar să știi că nu ți-ai luat trusa aia. Gravitare. Bine, baftă! Iar noi, doamnelor și domnilor, mergem după trusă și, bineînțeles, după alte premii, în runda a doua! Mihai, ai răspuns corect în primul puzzle de departajare, ai avut și 9100 de puncte care s-au dus, acum ai 0. Mă voi juca cu Stana și cu Ana. Okay. Cel de-al doilea puzzle de departajare arată așa. Ăsta este. Ana, te rog, un domeniu. Domeniul este viteză. Exact. Fii atentă, ghicitoare. Dacă tu vei face numai prostii de acum încolo, așa cum ai făcut ani de zile la emisiunea asta, pentru că nici eu nu o să mai pot duce atât, că am să îmbătrânesc, ce crezi tu că ai să-ți iei tu din emisiunea asta? Care-i domeniu? Viteză. O să vină o zi în care trebuie să te cumințești
Că eu m-am săturat să merg oriunde merg, vin toți bărbații și toată lumea la mine să-mi spună: măi, dacă nu te... Uite așa te face fata aia. Deci dacă nu te... Ana, dacă nu te întoarci și te văd pe toate părțile. Mă, dar nu e proastă deloc, azi dă și niște răspunsuri de uite așa e. Mă, dar nu-și vede și de emisiune. Ca să nu mai zic că am ajuns să-mi spună mie oamenii că se uită la emisiunea asta pentru tine. Atât! Auzi? Nici nu-ți dai interesul, burțucule, ca să se uite și pentru tine. Cum nu-mi dau interesul? Că eu mă joc aici, eu dau premiu, eu țin roata, eu învârt, eu zăpăcesc, eu țin concurenții. Dar nu intri în spiritul ăsta libertin. Cum mă nu intru, bă? Ia intră, uite, sar gardul ăsta, poți să-l sari? Mă, să nu pot, mă, să sar gardul ăsta, mă, iau. Nici măcar nu trebuie să-l sari, iau-te. Hop, 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 uite așa, facem plămâie. Păi, dar la bursucu-i gol gardul, de-aia sare gardul. Ia uite. Ce e, mă, la bursucu? Gol gardul. Alo? Birou de emigrări? Da. Ana Mexicana aici. Sunt în Mexic, da. Și dacă puteți să veniți să-l luați pe bursucu. E un posibil emigrant. Măi, ce emigrant, mă, măi? Da, da, e priceput la sărit gardul. Mă, la cine ai să... Tu m-ai pus să sar, mă, gardul. Ce faci, mă? Deci, vezi că tu m-ai pus pe mine să trec gardul ăsta. Da, măi, bursucule. Da, având în vedere că Mexicul are a doua cea mai mare graniță din lume cu Statele Unite, am zis să elimin orice risc. Vezi tu să-ți elimini... Vezi tu să-ți elimini orice risc ție. Păi mai bine te ia acum, măi, bursucule, nu se sare gardul aici, tu nu știi? Asculți așa ce zic eu? Termină cu prostiile astea că-ți dărâm gardul ăsta, auzi, mai bine mă ia acum. Păi poate mă ia de tot, naiba, asta îmi trebuie mie. Păi să te ia, bursucule, că Donald Trump n-a făcut mai, niciodată gardă. Ana, măi! Cum e Donald Trump? Păi da, pe timp de iarnă e Donald Trump. Ana, Stana, vor apărea litere aleatoriu una câte una. În momentul în care știți răspunsul corect, va trebui să apăsați butonul. Hai da! Start! Stop! Stana! Te ajut eu? Ajută-mă. Pot? Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Ia să vedem. Este! Doamna Gianina, avem 800 de puncte și începem runda a doua. Fiți atentă, am pregătit un mare și frumos puzzle pentru runda a doua. El arată așa. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este națională. Națională. Stana, Armin. Dăm de roată. Haide, Stana, dă-i de roată. Că ne știe lumea toată. Da, 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 da. Hai! Aia! Compasiono, quiero. Lastima, no quiero. Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Doamne, ferească! Cred că nu mai, da, dar doar Ana. Eu, doar eu. Doamne. Cred că suntem blestemați de Ana. Mamă, stai o tură. Super. Mihai, tu știi cum e să ai 9100 de puncte? Ai mai avut? Cum ești să n-ai? Asta e, știi și cum să n-ai? Vorba aia. Dă-i de rat. Amor a la mexicana. Bravo, bravo, Liniță, bravo. Foarte bine, ți-ai intrat în ritm. Asta e. Mă încălzesc. Ana, facem ce facem și ne întoarcem la tine. Dă-i. Es historia de un amor que un mundo hay no algo igual que me hizo comprender todo bien, todo mal. Power play!
60 de secunde. Ia uite-le, frumoase, pregătite doar pentru tine. Timp de 60 de secunde dai de roată. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, îmi spui o consoană. Chiar dacă e corectă sau greșită, merge mai departe. Dacă roata se oprește pe orice altă plăcuță, continui să-i dai de roată. Nu da foarte tare de roată, mai ușor, da, să nu pierdem mult timp. Pregătește-ți 4, 5, 6 consoane în minte, puzzle-ul e gol, ai de unde. Și când ești gata, ridici mâna dreaptă. Și noi începem în 3, 2, 1, power play! Prima consoană. Nu de la niciodată pentru 300 de puncte. Stai o tură. M. M de la mașină pentru 300 de puncte. Râd de la roată pentru 700 de puncte. Mai avem 25 de secunde, zi. Când de la carte. Când de la carte pentru 500 de puncte. Când de la tata. Când de la tata pentru 300 de puncte. S. S pentru 1000 de puncte. L pentru 200 de puncte, L de la lacăt. L de la lacăt, avem de 3 ori. Se vine? 7400 de puncte, power play! Bun, foarte bine jucat, ai nimerit consoanele bune, cred că doar una singură n-ai nimerit-o. La un moment dat, un T. Da. L-am auzit când a făcut un A. Dar până un alta, 7400 de puncte, foarte multe puncte. Cumpărăm o vocal. Nu mă, dă-i de roată, ai văzut la Mihai. Cumpăr o vocal. 9000, după aia îi pierzi. Nu. Zi. U. De la Udre. Să rămână doamna Elena. Nu cred că se poate uita la noi. Aha. Și nu există U. După noroc. Rămâi cu 6900 de puncte. Și mă duc la Stana. Da. Care dă de roată. Te las pe tine să dai Stana de data asta. Singură. Da, singură. Tare. Te ajut. E ok. Da, nu, nu, că rompi. M-am curgat el. Da. Vezi dacă nu dai face. Mamă, să-mi... Doamne, iartă-mă, ce... Loviți de soartă suntem astăzi. Vai. Doamna Gianina, nu vă întristați, că mai avem, stați, abia e începutul, da? Auzi, eu cred că știu de ce topică pe astea. Că eu nu mai știu cu alea cu consoanele, cu alea, eu nu le-am mai da, de data trecută. A, nu mai știi care sunt, a? Nu mai știu. Și să nu pună presiune pe tine. Mihai, 0 da. Puncte, dăm de roată, hai. Dăm de roată. Ce să mă, Mihai, că mereu ești nemulțumit. Ai avut 9100 și te-ai jucat cu el. Acum ești nefericit la 200. Voi ai power play. Acum am prins. Voi ai pe bogăție. Tot sau nimic. Dă-mi o consoană. P. De la... Petronela. Așa-ți mai vine ție ziua. Mai... Petronela! Ești de acasă? Hai! Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Power play! And I feel good, I know that I want that. So good, so good, I got you. Timp de un minut, dai de roată. Spui consoane, adunăm puncte. Dacă în acest minut îți dai seama de soluție, punem stop cronometru, îmi spui stop. Dacă îmi dai soluția corectă, câștigi 3000 de ron cash plus punctele acumulate. Ești gata? Ai 4-5 consoane acolo în mintea ta? N-ai. Asta e. E bine că ești gata.
Să încercăm și cu W, cu Q, da? Să nu ezit. Atenție! Începem în... 3, 2, 1... Power play! Încet, Mihai, încet! Pentru 200! D, 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 D! Daria! Daria, D, hai! Dă-i! Pentru 1000! B! B de la Bursuc! Bursuc! Pentru 800! S! Sara, Sara, S! S de la Sara! Sara, hai! S, 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 S! S, 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 S! S, nu Z! S, S! S! De la Zambilă? Sau Z? Sara, Sara! Sara, Sara. S! Da, da. Z! Știu soluția. Stop! Stop! Ține suspansul, că de-aia te plătesc, că e așa. Mihai! Ți-e frică de șerpi? Nimic. Ți-e frică de păienjeni? Ți-e frică de gândaci? Ți-e frică de bursuci? Nici aduc. Pentru că în valiza mea se află 3000 de ron cash. Dacă îmi vei da răspunsul corect, Mihai, poți câștiga 2100 de puncte și 3000 de ron cash. Uită-te la mine. Concentrează-te. E sigur că știi ce scrie acolo. Îmi cer noroc. O singură dată. Tare, clar și corect. Spaniola e limba în care, în școli, se face predare. Ce-a făcut, mă? Cum, mă? Spaniola e limba în care, în școli, se face predare? Așa rimează. Du-te, bă, de aici, băi. Încă o dată, să mai citim una. Deci, spaniola e limba în care, în școli, se face predare, ai spus tu, da? Măi, Mihai, mă. Mă, ție-ți iese? Ia, mă, citești odată. Am citit-o de 10 ori. Ia. Citește tare, vezi dacă ți iese. Ia. Spaniola. Aha. E limba. E. E. Limba. Ha? În care. Da. În școli. Da. Se face predare. Hai, las. Pe ce să se facă? Ia să vedem. La publică, dai ca la publică. Oh. Ia, uite, vezi, măi, Armine? Auzi? Tot a luat cash, poate până la finalul emisiunii când și ceva și iei banii. Mihai, 2100 de puncte și 3000 de ron cash, hai la vitrină! Mihaiță, 3000 de ron cash și 2100 de puncte. Hai, zic ce ne alegem. Luăm un laptop. Bravo, 2000 de puncte laptop. Și un sandwich maker. Sandwich maker de la Albatros, 100 de puncte. Felicitări, Mihai. Mulțumesc. Nu pleca, stai așa. Stai așa. Stai așa. O să puneți sănătos și vezi, ai grijă la Armin. Să nu scânte ceva live, să încep să arunci cu banii. Puși la locul tău. Iar noi, doamne, mergem mai departe în runda a treia.
runda a treia. Primul puzzle de departajare a fost descoperit de Mihai. Cel de-al doilea puzzle de departajare a fost descoperit de Armin. Iar tu, Ana, vei primi cel de-al treilea puzzle. Fără niciun puzzle de departajare, iată puzzle-ul din runda a treia. Ole! Avem și un domeniu. Domeniul este tropical. Cicharito Hermanos, haide! Tropical. Ce aștepți? Ia-le punctele! Mașină! Consoană și ridic prima plăcuță. Pentru a câștiga mașina ai nevoie de 3 plăcuțe și 2 soluții. N de la Nicu. Nicule! Nu-l mai ține pe ăsta lângă paciu ăla sau cum îl cheamă, că îl simte că... Vorbesc, vezi? Da, eu zic că vorbesc, doar că știi cum e... Nu-l mai halește, e ceva nasol acolo. E... Măi, bursucule, așa face el. Simte spiritul. Lui da, paciul din ăsta. Puerto Rico. De unde? Puerto Rico. Puerto Rico. N-auzi că e Diaz de los Muertos. Uite-l. Uite-l, s-a dus Spirit după spirit. Spirit González, ăsta e Otto González. Și-a plecat. Uite-l. A plecat și-a venit. Neobositul Otto, doamnelor și domnilor. Oricum, în platoul nostru. Oricum, mie-mi place și Chihuahua, bursucule. Poftim? Mie-mi place și Chihuahua. Nu-ți place Chihuahua? Parcă-ți plăcea căcărizian de ăsta, pomeranian de ăsta. De când îți place ție Chihuahua? Măi, bursucule, îmi place pomeranianul meu. Eu ziceam de Chihuahua, de orașul Chihuahua, din Mexic. Or fi și câinii de acolo, dar așa se cheamă orașul. Ah, și nu vrei să mergi să-ți iei și un câine de la Chihuahua de la? Bursucule, dacă mai aduc și un Chihuahua aici, poți să pleci. Ai dreptate. Vezi că ăsta micu-i tot rotocoale lui Paciu ăsta. Poate-l taie ceva la burtică, dar să vezi ce distă. Ia uite-l, ia. Ia fi a găsit niște struguri. El ar mânca orice. Otto, mă duc să-ți aduc o șaorma? Mai bursucule, așa e procedura, așa e incantația. Ce incantație, mă? Păi, Pancio poartă, poate fi chemat cu piciorul ridicat. Așa se cheamă spiritele. Dacă nu știi, nu mai vezi de emisiunea ta. Vezi de emisiunea ta. A, da, lasă strugurii. Fioastele spectatori, eu am acasă 3 căței, un pisoi de ăsta fără păr, o broască țestoasă, am avut și papagal, chiar am... Pe bune, am toate lucrurile astea. Vă spun sincer, eu am 3 câini acasă, de la cea mai mică dimensiune, un Yorkshire Toy, un Chihuahua, un Akita American. Niciunul nu mănâncă orice. Acest cățel, aici de față, Otto, mănâncă orice. Legume și fructe, asta nu... Da, sigur că dacă îi dau carne, e cel mai fericit. Îi dai, dar n-are voie. Deci eu vă spun, simte parizerul de la 3 km. Hai, dă-mi de roata, Ana! Opa! E foarte bine! Faliment, am avut mașină. Dia de los falimentos! Stana și Armin, da. Fiți atenți. Pentru a distruge emoția, pentru a sparge ghinionul, Stana, merge acolo lângă Hotplay, cântă-ne ceva... Lasă-ți emoțiile acolo și când vii aici, te rog, eu vreau să rupem roata. Hai, hai. Merge acolo lângă Hotplay. Poate ți-aduc noroc, Armine. Stana, 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 Stana. Auzi, Armin, ia prezint-o tu frumos, ia. Ca la voi în Banat, ia, cum se prezintă, e artista, ia. Vreau să danseze toată lumea, stai, 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 să te prezinte Armin, nu oricum, ia. Hai. Bineînțeles! Pentru dumneavoastră, nimeni alta decât regina Banatului, Stana Stepanescu!
te rog, nu pleca. Vino înapoi, vino viața mea, să fim doar noi doi. Te rog, nu pleca. Vino înapoi, vino viața mea, să fim doar noi doi. De ce, de ce, inimioara mea? De ce, de ce, suferă așa? De ce, de ce, nu vii înapoi? De ce, de ce, nu ți-e dor de noi? Fără un cuvânt, astăzi ai plecat. Au fost vorbe în vânt, tot ce mi-ai jurat. Fără un cuvânt, astăzi ai plecat. Au fost vorbe în vânt, tot ce mi-ai jurat. De ce, de ce, inimioara mea? De ce, de ce, suferă așa? De ce, de ce, nu vii înapoi? De ce, de ce, nu-ți e dor de noi? Bine, băieții, mulțumesc! Zi, 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 că te abții cu greu, zi! Vreau să fac și eu una! Una ce? O melodie! Haide! Da, veniți cu mine, noi, uite, nu mai facem aici așa, un do major, o gamă mai jos, direct, și eu nu solist. Vine o stană cu mine. Ia. Eu nu solist. Hai că ne spate în față, dacă ne câștigăm măcar. Tot ritmul ăsta, tot ritmul ăsta. Asta e pentru Claudia, da? Plec nopțile de acasă, da, da, da. Nu, 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 nu mă omor nevastă, da, da, da. Nu, 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 că plec nopțile de acasă, da, da, da. Nu, 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 eu spun da și tu spui nu, da, da, da. Nu, 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 și-o să facem cum vrei tu, da, da, da. Nu, 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 eu spun da și tu spui nu, da, da, da. Nu, nu, nu. Ah, m-am uitat la Stana și n-am mai... Bun. S-a întors Stana așa cu spatele la mine și... Dar la Armin, Nicoara și Stana! Da! Stefănescu! Da, da, da. Hai să vedem. Te-ai răcorit? A fost la secundă aceste așa vorbe. Pentru soția ta. Da. Să stea liniștită, că... Că mai plec nopțile de acasă. Da. Tu te duci la muncă, de fapt, nu... Eu cu Stana și a mea nevastă. Da, bă, bărbatul nu-l bagi deloc în ecuația asta. Vezi că e acolo, te aude. Mai bărbate, tu știi bine că Stana e lângă tine. Da. Bine, puteai și să spui, mă, bărbate, tu știi bine că Stana nu e de mine și scăpai. Asta. Da, așa. Armin, Stana, dăm de roată. Cine să dea de roată? Eu zic să o lași pe ea. Eu. Dar tare, Stana, vreau să nu dai. Nu mai hai. Tare, că tot tare am dat și... Hai, tare. Unde s-o apuc. Forță! Sper să am noroc de data asta. Nu, nu, deci dacă se duce tot acolo... 800! Vai, vai, cu plăcea. Doamnelor, notați premiera serii. În runda a treia, Stana și Armin ne vor spune prima lor consoană. Pune tu consoana, că eu am rămas, n-am luat bacul. Și... L-a luat doar pe ăla de la Galați, când avea cântări, trebuia să treacă. B. Care? B. De la peninsulă. P sau B? Păi P sau B? B, B. B de la Bursuc? Da. Exact. A, B. Nu cred. Bravo. Nu se poate. Mai fac o cântare. Bravo. Foarte bine. Mamă, ce... Așa ceva. Am dat-o de gardă nu astăzi. Se poate. La mână am stat bine de data asta, la voce nu mai zic, cu consoana. Ne-am încurcat puțin, dar ce contează? Mihai. Mai bine ziceam P. Îndurat. Păi ai 0 puncte, ce vrei să facem? Uai, nu cred. Hai, lasă-mă să te ating. Incredibil. 700 de puncte, Mihai. Zi. C de la Claudia. C de la Claudia. Opa! Ai auzit? Am înțeles. Nu cred. Opa.
Nu se poate. E ceva, n-ai, e ceva. Hai. Inima să ți-o aprind. De puncte, cele mai multe puncte de pe roată. Mihai, o consoană corectă care se repete de 3-4 ori și ne-am îmbogățit. P. De la Petre. Oh! Mihai! Nu e, să fie. Uită-te la mine. 8.000 de puncte. Eu zic să dăm de rot. Cumpără vocală. Nu, mă, e păcat de Dumnezeu. A, dar de ce? Că vreau să mai cânt. Bravo, uite, și Iulia vrea să mai cânte. Cântam ceva chiar în spaniolă pentru el special. Bine, dădeai și tu 500 de lei din valiza aia. Am aici. Doar 500? Pentru de una om? Spaniolă, ce vrei. Zi vocală. Nu am fără. E. Elena. Mai cumpăr o vocală. I. De la I. Ioana. Ioana, Elena. Mama. Așa da. Tropical este domeniul, tu ai 7.000 de puncte. Mai... Hai acasă. Dau de luat. Asta mi-a plăcut la tine. Bărbat, mă. Băi, totul sau nimic. Nu, că știu. Hai. Hai. Pune mâna pe el. Hai să te ajut. Pune mâna pe el ca să te... De cuvântul tău că ești nemulțumit. Deci a sărit rata la 700 și ai făcut... Păi, așa facem și noi. Mamă, ce supărată. Hai, zi consoană. 700. L. De la Laura. Laura. Da. Nu voiam să văd ce gagică mai bagi în față de asta. Ioana, Elena, așteptam... Berișoare, la... colegi de la facultate. Laura. 8.400. Mai cumpăr o vocală. Vocala A. De la... Alina, Alexandra. Anca. Andreea. Toate sunt acolo. Da, măi, da! Bine, vină o dată. Aolo, că m-ai nebunit. Cine să vină, mă, acum, mă? Speedy Gabales ăsta. Ce-o mai hai mă, vină o dată! Ia, tu ce faci? Mai borsucule, i-am promis că-l fac și pe el, vedeta. A trecut mereu repede pe aici și mi-a zis că n-are și el o jumătate și l-am adus să-l vadă lumea aici la televizor, că poate găsește o mexicană din asta. Uite ce băiat frumos, stai drept. Așa. Uite ce băiat frumos. Întoarce literele alea și... Gabi, ieși afară. Ce faci, mă? Vrei să-l stori la televizor? Sucule. Lasă valiza. Alo? Mă, ce reclamă îți faci tu la gagici când furi valiza din platou? Măi, Speedy Găbale. Ieși afară, ieși, că dacă îți trag una, vezi ce alergi... Vreo trei zile dai ture de platou pe aici. Că l-o găsi și pe el o mexicană, care are o grămadă calități. Termină repede, ai văzut imediat. Nu mai, că nu mai... Cred că-i bântuit panoul ăsta. Dă-mi și mie un pic de noroc. Dă-mi de rot. Hai! Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Acum când eu credeam mai mult în dragoste.
300, consoană. Nu că-i supărat, știi? D, de la Diana. Dă-mi dorot. Hai. Ai, ai, ia, coco, jumbo, ai, ai, e. Consoană corectă, dublă șansă în runda asta. S de la Sara. S de la Sara. De la sombrero. Armin. 8500 de puncte. Îmi dorot. Hai. Consoană pentru 300 de puncte, Mihai. J. Care? J. J. De la... Jaguar. Jigulina, măi, găseai ceva. 8800. Mai dăm drot. Hai. Besame, besame mucho. F, de la Florentina. Pentru 300 de puncte, F. Mm. 9100 de puncte, cât? Mihai. 9100. Am mai avut. Exact aici am fost. De data asta ai și dublă șansă, că ai joker. Îmi dai soluția. Mai dăm o dată. Dai de roată. Hai. Baila morena, baila chitulo, bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. 1500. R. R. De la rață. Raluca. Este și R. Și avem 10600 de puncte. Alo, vorbește frumos cu Ana. Tu, bă, ăsta acum a dat puțin de bani, cum faci instrucție pe-un platou? Dă-te, nu, nu vedeam ce lipsește acolo, cum mai o singură consoană. Vezi, mă, ce bravo, vezi ce înseamnă. Băi, când omul dă de bani, uite, bă, când zicea să rămână la nimic. Adevărat, mă. Azi, că l-aș uite să piardă, vrei? Ia zi. Dă-mi dorot. Dă-i. Acum vine. Trei sute, Mihai. Și ultima consoană. Ș. Ș. De la Ștefania. Ce fain ai zâmbit. 10900 de puncte. Dacă soluția ta este corectă, faci 11400 de puncte, Mihai. Reușești să dobori un record. Te clasezi, cred că, în primii, în top 3. Cele mai multe puncte de la rata norocului, o singură dată, tare, clar și corect. Zi! Pe nisipul din Cancun faci plajă și de Crăciun. Pe nisipul din Cancun faci plajă și de Crăciun. 11400 de puncte pentru Mihai. Dacă ăsta este răspunsul corect, iar răspunsul tău, Mihai, este... Gone! Excelent, Mihai! Asta e viitoare. Nu, nici nu-ți mai trebuie, lasă-l acolo la punctele astea. Eu zic să lași jocărul ușor pe o roată, că vin colegii să-l pună înapoi. Știi de ce? Vin colegii?
că noi avem atâta treabă la vitrina asta. 11.400 de puncte, să văd cu ce le iei acasă. Hai! Mihaița, 11.400 de puncte. Hai să începem cumpărăturile, că ai spart roata. Zi! Două televizoare. Două din prima, 4.000. Două Smart TV, 4.000 de puncte. Să te vezi mai bine. Și două tablete. Și două tablete, încă 2.000 de puncte, 6.000. Un telefon. 1.400 de puncte, smartphone. Un blender. Care? Ăla mic, ai trecut pe lucruri mai mici acum. Studio Casa, 100 de puncte. O dacă boxă? Aici am greșcană electrică pe deasupra. Cana, da. Cana, nu? Dau și aia cu 100 de puncte și e păcat de aia de la Studio Casa, bravo! Ce mai vrei de acolo? Boxa aia mare. Aia la 800, să ascult frumos, de la Samus. O vrei și pe aia de la 300. O vrei și pe aia de 300, tot de la Samus. Bravo! Mașină de spălat îți dau? Era aici, mi-a sărit în ochi așa. 1.400 de puncte de la Samus, mașină de spălat! Îți dau și un mini frigider? Pentru ăsta mare nu trebuie, tot vreți de ăsta mai mic. Mic. Lângă boxa aia pui acolo o sticluță, o ceva, se răcește. De la Samus, 800 de puncte, bravo! Mai avem 500 de puncte. Îți dau și un cuptor electric de la Albatros și ăla e. Vrei? Da. Perfect. 500 de puncte, felicitări, Mihai, fugi la locul tău. Iar noi, doamnă Jonor, după ce am dat jumătate de vitrină, mergem în runda a patra! Azi ești pus pe scandal. Ori de la spiritul ăla de acolo te întărâtă, ori nu-ți place în Mexic, ori n-ai mâncat nimic. Că atâta gălăgie... Mă, trage la ceva acolo. Ce îi mai da, mă, acum? La porumb, mă, bursucule, la un porumb. La ce l-ai dus? La mare? De asta la... se ceartă cu mine că nu-i dau porumbul. E fier pe cocean, n-ai văzut în viața ta. Mă joc cu toți în puzzle-ul de departajare din runda a patra. El arată așa. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este culinar. Culinar. Și începem în 3, 2, 1, start! Culinar. Mâna pe buton. Ana pregătită. Armin, Stana, la fel și Mihai. Toți sunt pregătiți. Literele apar. Stop, Mihai. Vai, nu cred. Sosuri picante. Sosuri picante. Dacă era și el ei, s-ar fi cântat sos în cantități industriale. Sos! Ce ai, dragă, acolo? Ți-ai lași tu sos pe beia ta îndă târcoale. Nu mai, bursucule, pictez. Ce-a făcut? Pictez. Ce, te-ai luat de pictură acum? Din Mexic te-ai apucat de pictat. Mai, bursucule, fac porumb mexican. Cum să faci porumb mexican? Păi, am luat niște ștuleți din ăștia de porumb de-al nostru și fac steagul lor pe porumbul nostru. Așa se face porumbul mexican. Așa se face frăția, practic. Între Mexic și România, un cocean și un steag. Și gata. Exact, unici. Bursucule. Ce faci tu acolo? Ce faci? N-ai zis că le faci steagul? Ce le faci? Ba da, da, mai am de lucru. Stai că nu e ușor. Deci uite-te la ăla, ai terminat. Ți-am zis. Deci e... Mamă, dacă îi dai două boabe, acum e în extaz, ești nebun? Eu uite-l. Nu-ți dau, nu-i pentru tine. Dă-i două boabe, te rog eu. Nu pot, că e crud. Păi mai bine. Păi nu e, cum să-i dau porumb? Dă-i așa să vedem dacă iese afară și face floricele. Dă-mi un puzzle pentru runda a patra. Băi, abia acum mi-am dat seama, stimați telespectatori, că eu și Otto semănăm extraordinar de tare. Cum vedem ceva de mâncare, cum poftim orice ar fi. Ia uite-l.
Și exact ca mine, pleacă supărat. Puf, nu pleacă, vezi, de treaba dacă nu pleacă. Dă-mi și un domeniu. Domeniul este cromatică. Cromatică. Tot sunt cu pensul asta în mână. Hai, Mihai, dă-i! Prea târziu pentru mașină, dar o consoană corectă ne aduce 500 de puncte. Mihai, zi. T, de la... Tare. Păi ceva cu el că-i pun botniță. Îl lec cu scoci. Cum îl chemam pe ăsta, mă, Speedy, cum? Speedy Gabales. Speedy Gabales! Bine puțin! A trecut așa. De trei ori, dar Speedy nu l-ai Gabales. Văzut. Vino cu aici. Oto! Lasă, dă, vină, dă, dă. Nu-i da! Dă puțin! Nu-i da! Dă puțin că nu-i dau! Promiți! Promit! Oto! Fii atent! Ții de el, băiești cu viteza luminii, te duci și le ieși pe câine. Un, doi, trei și... Du-te, Oto! Fugi! Bun! Cromatică, runda a patra, mi-ai spus T, este T, ridicăm plăcuța. Aia să vedem, Mihai, și tot rândul tău. Hai, dă-i de rată. Gașa! Acum ți-ai fi dorit o vieție. Acum ți-ai fi dorit 1500 de puncte, a picat un joker, nu e rău nici ăsta, iar jokerul ți-aduce dublă șansă în această rundă. Dacă îmi dai o consoană corectă, consoana este... S. De la Stana. Stana. Bravo! Măcar ți-e stat în noroc. Ai luat jokerul! Și acum dă-i de roată. Toată lumea lasează cu tine. Nu mai zic să dați să mă abandon. Ești la spatele voi cu tine. Toată lumea lasează cu noi. 400. P? De la pensulă. Peninsulă. De la Pacio. 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 Lasă, lasă-l să odihnească, te rog eu, că l-ai zăpăcit. Hai! Pacio, forciu, tango! Trei sute de puncte. Nu? Nu. Narcisa. Opa. Hai! Dar unde dragoste nu e, nimeni nu e. Nici soare noi, nici viață noi. Care o mă simt atri. Ești bine pe mânuță astăzi, Mihai, 1500 de puncte. C? Da. Claudia? Are ce are cu Claudia. Dar te-ai uitat la Stana când spui Claudia. Claudia e nevasta lui Armin de acasă. Ah, de la okay. Ciudad de Mexico. Uh-huh. De la, da. Bursucule! Bursucule, pot să merg să trag ceva la Hero? La ce? La Hero. Ce vrei, mă, să faci? Să herohez. A, să seroxezi. Păi și ce am zis? Să herohez. Să ce? Să herohez. Să seroxez, mă. Da, bursucule, da, la ei X-ul se citește H. Mexico City. Herohez. Voi tu mai lasă mintea aia să odihnească, măi, Ana, măi. Nu pot, bursucule, că trebuie să facem audiență. 6300 de puncte. Dăm de luat. Hai. Buleria, buleria, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Buleria, buleria, noi s-o más te quiero cada día. G, de la... G, de la Greere, hai. La Georgiana. 6600. Cumpăr o vocală. Zi.
vocala A, Antonia. O, ușor că te aude Velea, stai cu minte. Ia uite, repede ți-a zburat ție gândul. Mai cumpăr o vocală. Vocala U. Hai bade, hai bade, hai bade, că ne-a luat-o. Încălța, încălțăminte, încălțător, desculț și mai era ceva? Te-a apucat gramatica acum, Ana. Nu, bursucule. Fac familia mexicală. Cum, mă? Cum? Familia? Familia mexicală. A cuvintelor. Nu îți mai zic nimic. Bursuc, bursuceală, bursucărie, bursuceni. Bursuceală. Doamne, bursucit. Zici ce facem acum, Mihai. 5600. Dăm de luat. Hai. Hai, mă, Mihai, dă dă-și tu undeva. Vezi că a fugit cu porumbul. Bailamos, let the rhythm take you over, bailamos. Te quiero, amor mio, te quiero. Acolo s-a dus cu... Vezi că s-a dus cu porumbul. Am scăpat de Ana. Asta e. Caută-l că e cu porumbul. Vezi că a fugit pe lângă mine. I l-a dat Speedy Gob Zăbală ăla. Sau cum mai se-l cheamă. Cât ai dat? 300. Perfect. Eu fac toate rolurile bine că am scăpat un pic de aia. Zi. Consoană. Ț. Ț. De la țap. Bă, berbecule, nu te mai uita așa la mine. Ț de la țap. Bravo. Hai. 5 minute. L-ai găsit? Ai găsit? Da. Cum? L-ai găsit pe Căcărezian? Da. Vezi că l-a chemat pe Tcan, că i-a pregătit ciolanul. Hai zis că îl face bombă. Da? Auzi, du-te, uite-l acolo, că-i dă acum porumbul. Du-te și spune-l Gabi să nu-i mai dea porumbul, că nu e bine. Du-te și spune-i să nu-i mai dea porumbul. Măi, Gabi, potolește-te cu porumbul ăla! 400 de puncte, zi. M de la Mexic. M de la Mexic. Eu sper că cineva din conducere mă vede, da? Să știți că se poate face emisiunea și de aici, iată, singur. Eu conduc și acolo, nu mai stau acolo la pupitru, stau aici, stimați tăi. Șefii, da, cum? Pentru liniștea mea sufletească să nu mai vină Ana? Perfect, o să fac eu de aici. 6300 de puncte. Mai cumpăr o vocală? Vocala ta este? E. A, să-mi iau și poziție? Da, perfect. E. Nia. Ai venit cu tot cu el. I-ai dat două boabe să-l aduci repede în platou când ai văzut că mă descurc. Ai vrut 5800. Să scap, dar nu așa ușor. Dau de lot. Hai! Tu eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Sempre en su manera, eu te quiero que no quiera. 800, consoană. L de la Laura. L de la Laura. Cumpăr o vocală. Pentru mine e clar, stimați telespectatori, Mihai, de o lună de zile stă, se uită la toate emisiunile la Roata Norocului. A prins tot ce era pe YouTube, tot ce era la televizor, a stat, le-a studiat, le-a zăpăcit, a văzut care, cum. N-ai cum așa ceva. 7400 de puncte, iar vocala ta este? I. Mihai, 69. Ăsta, 6900. Dăm durat. Dă, și de la asta ne-am încurcat noi acum. Darwin, îmi cer scuze.
Schimbați un pic regulamentul, băgați ceva, că el deja știe aici, uite, eu prins astea, așa, și el nu mai știe să cădea aici, dă așa și tot ce aici pică. Ce să-i fac eu, ca la plăcuțele? Data viitoare, dau mai tare, promit. Poți să dau și o dură. Mea, că dă tare. Să fiu sigură că nu trișez. 300 de puncte. X. X. La xilofon. Saxofon, nu știu ce e ăla. Saxofon, nu? L-am văzut acolo. De la xilofon. Auzi? Dar la tine saxofonul se scrie cu X? Uh-huh. Saxofonul cu X, hă? Trebuie să mă gândesc. Ia gândește. De la xilofon. Nu mă, dar și saxofonul ce să... Tot merge și ăla. Da, școala din ziua de... Ce-mi xilofon? Exact, da. Ce-mi microfon, ce-mi vioară, ce-mi pian. Ia uite. 7200. Dau dorat. Dă-i, dă-i că... Ia vezi aici. Ia vezi aici, ia. Cum trece pe lângă el. Eu zic că ce mai bine îl puneai să dea cum dădea, că așa... 200, Mihai. Z de la zebră. Nu, că n-a vorbit cu tine, stai liniștită. A pus acolo pe panou, nu e... Ești nemulțumit sau ce, te-ai uitat? Mamă, doar 7400, ești nebun? Dacă dau acum 7.900, mai dăm o dată runda asta, vă rog eu, că nu, trebuie să trec de 10.000. Mihai, 7.400, da. Dacă soluția ta este corectă, faci 7.900 de puncte. Dacă nu e? Dacă nu e, am asta. Ai joker, da, mai încercăm o dată. Auzi? Da. O secundă, că am o discuție cu Ana. Ana? Da. N-ai 2-3 băieți de ăștia mexicani? Ajutăm pe ăsta mic să care frigidere, ce sta televizoare, ce-a câștigat pe aici asta. Face rost. Tu te băd aici și emoții, pe cuvântul tău. Mă eliberez. Mihai! Da. 7400 de puncte. Dacă soluția ta este corectă, în runda a patra, câștigi 7.900 de puncte. Și cu 11.400 din runda trecută, nu te las să adun, că dacă îmi spui că începe cu X de la saxofon, n-are... Multe puncte, Mihai. Dar eu, cum să zic ție? O, că nu-mi fac așa că mi-e cald. Vreau să... Bine, bine, am. Mihai, eu... Aveam un job. De ce am venit aici? Eram bine plătit, eram... Eram... Bă, Mihai, o să ne prietenim bine de astăzi, mă. Având în vedere că salariul meu se duce pe frigiderele tale, că te-ai apucat tu să... Lasă că-l trec eu pe acatist. Vorbește cu Pacio. Las Diaz de los Muertos. Așa. Mihăiță, da. Am râs, am glumit. 7.900 de puncte. O singură dată, nu, mint, de două ori dacă e nevoie, tare, clar, nu e nevoie. Mai e și arogant, pe mine asta, mie asta îmi place. Adică eu încerc să fac un pic suspans și tu ești, n-ai nevoie, stare, nu știu. Poate. Bursuc, ești și prost, mai e o literă, ce n-ai avea. Mihai, zi. Puțin steagul mexican... Zici că e italian. Stop! Dacă îmi spui cum arată steagul italian, îți dau punctele, dacă nu. Roșu. Gura! Alb. Gura că făcoș! Verde. Cum? Roșu. Atenție, 7900 de puncte, nu glumesc. Dacă îl știu, dacă dar ai, nu mai știu în ce ordine. Deci, o culoare, dacă ai greșit, ți-am luat punctele. Roșu, alb și verde. Al verde, sigur. Este 100% că e roșu. 100%. 100%. Am fost în Italia, cum să nu știu. Râză-mă pe mine. Dar în Mexic ai fost? N-am fost încă. Perfect. O să ajung. În Italia, culorile sunt pe orizontală sau pe verticală? Ca la noi. Ca la noi, cum e în România. Să băi. Ca la noi. Pe la noi nu e
Pe vertical sau pe orizontal? Orizontal. Ha? Orizontal. Deci sunt culcate. Orizontal, da. Ca la noi. Trăiești în România? De câțiva ani. Și cum ale noastre sunt culcate, mă? Nu sunt așa? Hai că m-am gândit la altă ori. A, era un stea culcat, da, altă. Nu, ele sunt așa. A, deci verticale. Da, da, da. Bun. Și în Italia, încă o dată, corect, zi, de la băț către cap, zi culorile. Tot vertical. Dar zi culorile. Da, hai să mă gândesc. Ia. Am și o secunde. Hai, de bai, cum sună, ce stă? Până atunci, hai să vedem dacă ai fi dat răspunsul corect, cât te gândești tu, ia. Yes! ...7900 de puncte. Lasă-l naiba de steag, vină cu aia. Dacă zic și o steagul României, îmi dați-mi un televizor, ceva, un... Vină cu aia lângă mine. Vină cu aia, Mihai. Aici sunt, da. Vină cu aia, că la începutul emisiunii... Bravo. Voi ai să fii prezentator. Da. Uite ce bine îți stă în cadrul ăsta. Și acum fii atent. Aute, cadrul de prezentator. Vezi că ți-ai luat o altă atitudine dintr-o dată. E... Altceva. Zici că ești bursuc, ești nebun, altceva ți-ai mă mai îngrași puțin mâini, și fac, ăla sunt. Las că mai slăbesc, eu nu-ți bate cap. Își pui două mâini așa frumos, te uiți în camera aia, la da. Unul acolo, da? Și de acolo, zâmbește, că altfel nu te place lumea. Așa. Orice ar fi, trebuie să zâmbești. Și acum fii atent. Ca așa să fii concurență, vii să iei premiile, să plece, simplu. Greutatea vine acum. De aici, din camera 1, te uiți în ecranul din dreapta ta, unde o vezi pe doamna Gianina. Fii atent. Poc! Ia uite-o pe doamna Gianina. Să rămână. Uite-l pe Antonio și uite-o pe Patricia. Bună ziua! Și fii atent aici, Mihăiță. Doamna Gianina, la începutul emisiunii, spunea că are nevoie de ce, doamnă? Un frigider și, și o mașină de spălat. Un frigider și o mașină de spălat. Ia zi tu, măi, Mihăiță. Cu 7900 de puncte și cu... Doamna Gianina, îmi cer scuze să iau puțin cadrul ăsta de pe dumneavoastră, să-l dau doar pe domnul Mihai, la cadru strâns de prezentator, vă rog. Cadru strâns, da? Domnul Mihăiță, ești în fața telespectatorilor, la camera 1. Ia zi ce faci tu acum, măi, Mihăiță. Doamna Gianina, nu, nu te uita în spate, uite-te la cadru, că acolo e camera ta și la doamna Gianina. Și ia zi tu, ce îi zici tu doamnei Gianina? Că te vede o țară întreagă în calitate de prezentator. Doamna Gianina, în seara aceasta vă voi dona 5.000 de puncte. Mulțumim frumos! Bravo, Mihăiță! Doamna Gianina! Da. Eu am vrut să scot doar frigiderul și mașina de spălat, dar aveți mai multe puncte, așa că împreună cu Mihăiță, care mai are 2900 de puncte, dar și cu dumneavoastră, mergem în runda a patra la vitrină! Mihai, 7900 de puncte, 5000 merg la doamna Gianina, 2900 rămân ale tale, felicitări încă o dată! Bravo! Ia spune-mi ce ți alegi, 2900 de puncte. Aș mai lua un laptop. Foarte bine, că știi cum e, ai multe proiecte. Da, 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 da. Și stai cum să le faci. Share screen. 2000 de puncte, mai avem 900. Ce să mai iau? Ce să mai... Îți dau și un calorifer, că de asta n-ai luat. Dăm că vine iarna. Asta, Doamne ferească Dumnezeu, te prinde vreun fric, ceva. De 400 calorifer de la Taurus. Da. Ce să-ți mai dau? Mai avem 500 de puncte. Îți dau și boxă portabilă de la Samus, de aia de 300, că ai luat de aia mare, de aia să ieși una, da? Să fie. De 300 de puncte, boxă portabilă de la Samus, bravo! Da, da. Îți dau și un mixer. Și un mixer. De la Taurus, 50 de puncte. Îți dau și fier de călcat de la Taurus, mai calzi și tu sacou, cămașa, tricou, hă? 100 de puncte de la Taurus, bravo! Și sincer îți spun, mai avem 50 de puncte și uite, ei sunt prietenii mei și știu la câte premii ai luat, trebuie să iei un tensiometru, nene, că nu ai cum altfel. De la Taurus, 50 de puncte, bravo, Mihai, felicitări, mergi la locul tău. Doamna Gianina, m-auziți? Da. Doamna Gianina,
5.000 de puncte din partea lui Mihai. Așa că pe voi, prietenii mei de aici, vă rog să-l aplaudați tare pe Mihai. Doamna Gianina, da. Vitrina este a noastră, ce ne alegem? Un frigider. Un frigider Albatros, 2000 de puncte. O mașină de spălat. Samus, 1400 de puncte. Un telefon. Un smartphone, 1400 de puncte. Un sandwich. Sandwich maker. Albatros, 100 de puncte. Și un prăjitor. Un prăjitor de pâine de la Taurus, 100 de puncte. Acestea sunt punctele, doamna Gianina. S-a îndeplinit visul, doamnă. Da, vă mulțumim frumos. Rămâneți cu noi pentru că ajungem împreună în runda Ionuț Bonus. Doamnelor și domnilor, clasamentul de astăzi arată în felul următor. Cu 0 puncte, aplauze pentru Armin și Stana. M-a aplaudat de bine. Dar cu visul doamnei Gianina a îndeplinit. E adevărat, cu ajutorul lui Mihai. Mihai. Pe locul 2, cu 2100 de puncte, aplauze pentru Ana. Aș putea spune, noroc că ai câștigat ceva în prima rundă. Pentru că pe primul loc, cu 21.400 de puncte... Și cine a zis și 3.000? Și 3.000 de ron, bravo! Aute! Stimați telespectatori, cred că este cel mai bogat concurent de la Roata Norocului. N-am văzut niciodată atâtea puncte și cu 3.000 de ron cash nu mi-aduc aminte și chiar dacă mi-aduc, nu vreau să mi-aduc. Să-mi dau demisia sau cum? Te plătesc eu bursucul. Puneți pe el prezentator sau? Trebuie să emigrăm? Facem emisiunea din Mexic pe bune de săptămâna viitoare. Doamnelor și domnilor, pe primul loc, aplauze pentru Mihai! Și pentru că atunci când Dumnezeu vrea să-ți dea, îți dă, tăticule, nu-ți dă cu lopata, îți dă cu roaba, mai mergi cu el și în runda bonus. Poate mai ia ceva și acolo. Hai, Mihai! Ei, și aveam și costume noi la emisiunea asta, dar nu... Mihai, pe această roată, în mod normal, ar fi existat doar premii, dar la ce ai câștigat am pus mult stai o tură și faliment. Ai două plicuri cu premii, restul sunt goale. Dacă te ajută Dumnezeu să dai pe unul din ele, vezi și tu cum îți merge mâna, da? Tare învârți în sensul ăsta, doar două plicuri au premii, restul sunt goale... Noi nu mai avem ce să dăm. La banii ăștia, punctele astea. Le nimeresc. Da? Hai, vedem dacă nimerești vreunul. Tare! Pentru a... În mod normal, acum aș fi spus, dragul meu Mihai, pentru a câștiga acest premiu, va trebui să... Nu. Pentru a afla ce se află aici în plic, adică o poză cu nimic sau un premiu, va trebui să fii foarte atent la colega mea, Ana. Nu mai face așa acum. Nu, acum face așa? Îți vom da un puzzle pentru runda bonus. El arată așa. Îți voi da și un domeniu. Domeniul este rasă. Scuză-mă că intervin. Nu te mai uita așa fix pe el, că îi moare atenția, te rog eu. Deci, când ai zis și rasă și l-ai și fixat în ochi, era... Deci, bubico, stai cu minte.
Îți voi da cele mai uzuale consoanele limbii române. Le primește cu drag. N, R, T, S, C și vocala E. Mai pun o dată să facă R. Ia, ia, ia. N, R, R. N, R. R. T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim în puzzle-ul nostru. Iar tu ai dreptul să ne mai dai încă trei consoane și o vocală în afară de cele pe care ți le-am dat. Nu. Mă gândesc. Am timp? Cât timp am? Ce să... Stăm aici... Vocala U. Bun. Și trei consoane. Trei consoane... M. Bun. H. Bun. P. M, H, P și vocala U. U. Să vedem dacă le regăsim. Ei! Mihai, da. Ai din momentul ăsta 10 secunde să-mi spui ce scrie acolo. Start. Câinele. Chihuahua. Mihai? Da. Păi fi avut tu ghinionul să tragi un plic gol? Nu cred. Nici ăla, cum ai mers în seara asta? Prima rundă a fost cam prost, da? Asta. Te-a încurcat Ana puțin, dar în rest... ziceai că ai multe proiecte, a? Da. Cam câte proiecte ai așa? 6, 7, 8. 7, 8, adică... Depinde. Mhm. Uh-huh. Le faci seara? Nu. No. Nu. No. Și ți-ai luat două laptopuri? Da. Deci câte proiecte în cap într-un laptop? Mai trei. Multe filme. A, mai multe filme. Bun. Deci mai multe filme. Cea! Exact ce-i trebuia Ani. Tu știi ce și-a dorit Ana la începutul emisiunii? No. Ia întreabă. Întreabă pe Ana ce și-a dorit. Ți-ai dorit Ana. Nu, Ana, Ana concurenta. Ce ți-ai dorit Ana? Setul de coafor de păr și cuptorul electric. Îți spun eu, setul de păr. Dragul meu Mihai, de astăzi să-ți faci părul frumos, să te bucuri de noul tău set de păr, laptop! Trei bucăți? Ai trei laptopuri. Am un singur sfat. Am un singur sfat, asta zic. Da. Nu le băga pe toate în priză, pentru că punctele astea nu ți se ajute și la factura de la ei. Da. Felicitări, Mihai, bravo! Ai fost un jucător pe cinste, mergi la locul tău. Doamnelor și domnilor, Mexicul s-a dovedit o țară grea pentru noi. Am lăsat acolo... și vitrina, și rinichiul, dar și splina. Până săptămâna viitoare, o să-i dăm niște boabe de porumbul ăsta mic. Vă dorim să aveți o seară minunată. Vă dorim ca săptămâna viitoare să ne mai vedeți și poate cine știe, și pe mine. N-o să mai dăm atâtea premii. Mihai a fost pentru prima, dar și ultima oară la televizor. Noi ne-am dorit să mai fii, dar or să te vadă și ceilalți. Și acum toată lumea știe că ai mână bună, nu o să te mai invite nimeni. Aire. Cum te duci la un concurs de talente, cum tu-l câștigi. Lasă mai bine, bucură-te de ce ai avut în seara asta. Ăștia micii care nu or să mai cânte la final, mai cântați? Nu mai cântă. Hotplay și Iulia Dumitrache, dai și tu 5 milioane, te rog eu? Da? Ok, or să cânte, că plătește băiatul, plătește Mihai...
alături de Ana Maria Barnoschi. Și alături de Bursucu. Și bineînțeles, Bobiță, ca așa o să-i spunem lui ăsta micu care latră după boabe mai nou, de porumb. Vă urăm să aveți o seară minunată, o săptămână senzațională și dacă vreți să ne vedeți lacrimile, ne puteți urmări și pe Instagram. Mr. Bursucu. Amu Barnoschi. Armin Nicoală, Stana și mai cum ești pe Instagram? Stepanescu. A, pe numele tău, direct, n-ai vreun... Da. Stana Stepanescu, frumos, stau acolo pe Instagram, pe Facebook, Hotmail Ilia Dumitrache, TikTok, MikTok. Mie îmi vine să... Cioc, cioc. Mă duc să mă culc. Auzi? Ia nu mai cântați voi, că de-aia a venit Armin să cânte el. Armin, pune mâna pe instrument. Poți să cânt și eu? Vino cu și tu, Stana. Da. Cântați-ne ceva frumos. Să plecăm fericiți acasă, domnule. Să avem o săptămână minunată. Dragii mei, până săptămâna viitoare, nu uitați că norocul vi-l faceți cu mâna dumneavoastră. La revedere, seară bună! Seară bună! Și nu uitați, cimitirul vesel nu e doar la noi, e și la ei în Mexic. Seară bună, pa! Armin Cistana!